Bancul Poesis împlinește 30 de ani de la înființare, dintre care, din păcate, doar vreo 10 de activitate muzicală. Cu sprijinul Arhivei Televiziunii, lansarea celui de-al doilea album discografic este acompaniată de remix cu un portret printre ani. La mulți fani, Poesis! Ne-am cunoscut în timp ce cântam fiecare separat la Casa de Cultură din Constanța. Cântam, pe vremea aia cântam niște acorduri suficient de simple ca să putem să facem și cunoștință. Am zis la început să nu folosim mai mult de 4 acorduri, că dăm de bănuit. Și după aia, încet, încet, au început să ne iasă lucrurile. Prin 77 se întâmpla asta. Am început în formulă de trio, aveam și un flautist, Dicran Asarian pe numele lui. După aceea am început și spectacolele organizate de Casa de Cultură, local, Mangalia, Megidia și cei prin apropiere. După aia a venit Cenacul Flacăra. Așa cum Antena va aparține, umbla prin țară, așa era și Magdin, cu o emisiune pentru tineret, Club T se numea, cred, dacă mai țin bine minte, și ne-a găsit în timp ce noi eram în armată la Buzău. Ne-a selectat acolo dintr-o mulțime de artiști și am apărut într-o emisiune de-a lui. Mai aud ca prin somn o vioară, îngânând în trecut. Adrian Păunescu ne cunoștea dinainte. Cred că ne-am întâlnit prima dată la una dintre celebrele emisiuni Antena va aparține de pe vremuri și i-a plăcut foarte mult ce făceam. Deci așa am intrat în contact. După aceea, cred că am mai cântat o dată, deci ocazional am mai apărut acolo, dar absolut cu statut de invitat, știi, și foarte limitat. Deci, după care, în 82, în vară, cu ajutorul lui Nicu Alifantis, am făcut intrarea pe posturi permanente acolo și am rămas așa. Și-am lovit-o. Pe urmă o zi și-o noapte întreagă
am tot plâns-o și am tot genit-o. Pe urmă o zi și-o noapte întreagă, am tot plâns-o și am tot genit-o. Nu m-a bătut mama, nu m-a certat, în mână țineam o bucată de pâine. Degeaba mi-a spus, degeaba mai plângi, ce-am urât, omorât rămâne. Degeaba mi-a spus, degeaba mai plângi, ce-am urât, omorât rămâne. Prima fază, deci nouă ne-a plăcut foarte mult Zaharia Stancu, versurile lui cel puțin în prima fază. Și cu alea nu am început și și au fost ne-au prins foarte bine. Sunt versuri foarte cum să spun, foarte ușor de cântat, foarte expresive pentru muzică. Sunt poeți uriași pe care nu poți să-i cânți, adică nu orice se potrivește la un cântec și în special la genul acustic. Dar Zaharia Stancu se potrivea foarte bine pentru așa ceva și știi, unul dintre primele noastre 3 sau 4 cântece a fost cântec șoptit, știi? Deci ăla e un text care, știi, îl cânt de 30 de ani, dar îmi place și acum. Mă pierd margine, mă găsesc zare. Mă pierd râu, mă găsesc mare. Mă găsesc umblet, mă pierd lacrima, mă găsesc zâmbet. Mă găsesc zâmbet. Mă pierd pas, mă găsesc umblet, mă pierd lacrima, mă găsesc zâmbet. Mă găsesc zâmbet. Să mă găsesc om, să mă găsesc om. Mă pierd sămânță, mă găsesc om, mă pierd în toate, să mă găsesc om, să mă găsesc om. Mă pierd sămânță, mă găsesc om, mă pierd în toate, să mă găsesc om. Având în vedere vremurile și condițiile în care puteai apărea, Cenaclu a fost cam la vremea aia cam cea mai mare scenă a țării și faptul că noi am ajuns pe ea a fost foarte important pentru noi. Nu exista mediatizare decât să te duci în fața omului și să-i cânti ce ai de cântat, eventual cu emisiunea o dată pe săptămână. Cam asta a fost. Pentru noi a fost foarte bine. Acum, ca să spunem, ca să uităm într-un mic detaliu aici, când am ajuns noi acolo, Cenaclu Flacărea nu mai era ce fusese. Deci se transformase dintr-o mișcare studențească, știi, cu toate valorile alea care ținteau spre în special spre intelectuali și spre tinerii intelectuali, se transformase într-o mișcare de masă care țintea spre o masă mult mai mare de oameni. Obligatoriu, când faci așa ceva deliberat, trebuie să cobori puțin standardele și deci
într-un cuvânt, nu mai era ceea ce obișnuise să fie, dar încă era cel mai important lucru care se întâmpla în țară în materie de nu numai de folk, dar și de rock. Vă duceți aminte câte trupe erau acolo, câte benzi cântau în Cenacul Flacăra. Și da, a fost, cum să spun, practic cred că lucrurile stăteau așa. Erai la Flacăra sau nu erai deloc. Dar florile prea multe într-o seară, cu pești de aur prinși la subțiori, corabia de foc o scufundară și toți muriră, încolăciți de flori și toți muriră. Încolăciți de flori. Pe țărm stau două fete în așteptare, ce ți-ai dorit ca dar în acest an, nu mai aduc aminte, mi se pare cea mai frumoasă scoică din ocean, cea mai frumoasă scoică din ocean. Nu ne-a fost ușor să găsim gig-uri după Flacăra, pentru că deci felul în care mergeau lucrurile la Cenacul Flacăra, știi, era mult mai ușor pentru unii să fie acceptați fără niciun fel de rezervă de public, poate nu la fel de ușor pentru noi. Și genul de muzică pe care îl cântam noi nu era chiar așa de expansionist și știi, nu era o continuă sărbătoare cu stângul pe tobă. Deci muzica noastră era un pic mai calmă, știi, mai soft, și din cauza asta probabil, în fine, poate nici nu trebuie să vorbim de cauze, dar nu mai speculez, știi? Probabil că din cauza asta ne-a fost mai greu să găsim gig-uri, să continuăm să lucrăm la un nivel așa de susținut. Dar am continuat să cântăm, sigur, o perioadă până când Marius a ales să continuăm în altă parte și, mă rog, ar trebui să continui de aici. Luna s-a încins cu cer, chiar în zori o să plouă, nu se vindecă nici cu lacrimi rări de dragoste, nici cu nouă. Nu se vindecă nici cu lacrimi rări de dragoste, nici cu nouă. Până la capăt să lăsăm să ardă ce-a început, domol să se strigă, nu trebuie în miezul ierii să ne mirăm ca prins, să ningă luna s-a încins cu cer. Mâine va ploua chiar în zori, luna s-a încins cu cer. Luna râne dincolo de noi, nu se vindecă nici cu lacrimi, rănile dragostei nici cu flori. Am continuat în Germania. Am plecat prin 86 într-un contract și am zis că ia să mai rămân ceva vreme pe aici. M-am întors în 94, am reluat legătura cu Eugen. În 94 a venit și eu lucram la radio deja. N-aveam nicio legătură cu muzica, nu voiam să mai aud de așa ceva în viața mea.
Și a început să, știi, să-mi șoptească la ureche persoanții. Hai să, ce-ar fi să încercăm? Uite, hai să încercăm numai două cântece, să vedem cum. Nu mă interesează. Dar poate ar fi bine să scoatem un album. Băi, ar trebui, mai e păcat de piesele astea. Și m-a pisat o vară întreagă. Până când, în toamnă, am zis ok. Am înregistrat un cântec. Săptămâna următoare ne-am dus la primul gig. Și după aia lucrurile, absolut surprinzător, au mers ca, știi, bulgările de zăpadă. Nu s-au mai oprit, știi, până, mă rog, s-au oprit în 96 când m-am hotărât să le opresc. Zici acum că toate au un sfârșit, zici acum că toate au fost doar plan. Vrei pe semne, dincolo de geam, să mă faci să cred că ai. Dreptate, alte linii vorbeam și alte sări ținteam pe aceleași vorbe. Sub tristeți și lacrimi monocorde, două frustrăine încrucișam. Din urmare, urmă mari, o frumoasă aducere a minte. Printre zeci și sute de cuvinte, număr azi cu tine un mort. Prin urmare, deși reunirea celor doi muzicieni de la mijlocul deceniului trecut a durat mai puțin de 2 ani, arhiva televiziunii păstrează numeroase filmări din acea perioadă, Poesis reușind să lanseze un prim album discografic cu piese mai vechi și mai noi. A fost relativ simplu, pentru că piesele existau deja. Am zis să ne gândim la o orchestrație, cum să le împachetăm frumos. Am făcut un demo, ne-am dus la o casă de producție și după aia am și participat noi într-o preselecție pentru Eurovision, lucru care a fost benefic pentru noi, că ni s-a acceptat o piesă acolo și am și apărut mai puțin obișnuit pentru o trupă folk, știi? Da. Și atunci și interesul producătorilor a fost mai mare. Am reluat discuțiile și am pus albumul pe ce a plecat Eugen, am început să am colaborări cu colegi de breaslă. Începusem cu Ducu Berții, după aceea Holograf și în paralel iarăși cu Ducu, Stepan Project de la Timișoara. Cine a mai fost? Mie să nu uit pe cineva.
Până la Pasărea Colibrii au mai fost cu Țăndărică, cu Ovidiu Lipan Țăndărică, cu Vama Veche, Dino Olărașu, Mircea Vintilă și lista poate să continue. Unii spun că ești încă frumoasă, eu nu te mai văd azi în niciun fel. Altădată viețuiam în colibă și visam că trăim în castel. Pot să mă duci într-o vară adâncă și să-mi spui că mă porți pe câmpie, ori despre un crâng de mărunte blăstar, să-mi spui că e o bătrână plăsie. Nu știu în ce parte se află apusul, nici răsăritul încotro vine. Unii îmi spun, cu cât ești mai hor, cu atât lumea o vezi mai bine. Cu cât ești mai hor, cu atât lumea o vezi mai bine. Mai clar a fost chestia asta cu șoptitul în 2000, cât a fost? Eram în turneu cu Pasărea Colibrii și am ajuns la Calgary, unde locuiește Eugen. Și acolo a fost primul schimb de impresii pe temă. Dar ce ar fi să... Hai, să vedem. Eu lucram ceva, deci lucrez în continuare în Calgary. Lucrez pentru câțiva prieteni care le fac muzică pentru diverse proiecte și... Deci exista o bază de, cum să spun, de idei și o bază tehnică. Dar iarăși, nu m-aș fi gândit niciodată că o să ajung aici să-mi iei un interviu despre asemenea lucruri. Adică era absolut exclus în mintea mea să mai fac asta vreodată. Și din nou, pentru că se adunau idei, din nou m-am zis, hai să le punem pe un album, de ce nu? De data asta n-am fost chiar așa de încăpățânat, pentru că, cum am zis, din punct de vedere tehnic era foarte ușor de făcut, știi? Și ok, am zis, de ce nu, știi? Și am început să lucrăm, să ne trimitem file-uri de la unul la altul, știi? De fapt, nu le trimiteam, stăteau pe un server, le luam și le modificam și așa mai departe. Și asta a fost și până la urmă a fost un moment, cam acum aproape 2 ani probabil, când ne-am dat seama, sau chiar mai de curând, când ne-am dat seama că o să meargă. Nu există om mai mulțumit, se gândeau li se plictisit. Mi-am făcut datoria, ce să mai vorbesc, încât nu mai contează dacă mor sau trăiesc. Dar erinile se adunau cu mine, nici o clipă nu tăceau. Soare, să răpui sălbatice fiare, să iubești zeițe fecioare. Tot o să ajungi la zare. Albumul se numește Babylon, prima piesă dă și titlul albumului. Se primeau file-uri, cum spunea Eugen, trimite aici în studio, ne consultam ce ar mai fi, cum ar fi, ce mai punem, ce mai scoatem. Cam 50% din, o parte din registrări s-au făcut la Eugen, la Calgary. Și ce a mai fost de făcut a fost făcut aici, inclusiv mixaj,
procesare de sunet de care s-a ocupat Victor Panfilov la studioul Real Sound, cu sprijinul colegilor Mugurel Vrabete la două piese pe chitară bas, cu Alexandru Andrieș cu un pian foarte, foarte potrivit în piesa Vânătoarea de Stele, cu Victor Panfilov, care e, la un moment dat, e enervant că după ce că e muzician, mai e și fizician și le îmbină foarte bine, a participat cu chitara bas la VIP și cam asta ar fi. Suntem un grup cu activitate de 30 de ani, din care, de fapt, am cântat numai vreo 10 împreună, știi? Nu știu, o să vedem. Sunt idei, extrem de multe. A fost o chestie care, la început, am crezut că o să ne deranjeze, dar, de fapt, cred că, până la urmă, e bună. Și anume că, bineînțeles că gustul meu muzical s-a schimbat destul de mult, știi, locuind de atât de multă vreme acolo. Și atunci eu vin cu inputul de acolo și el mă temperează cu ceea ce ar fi bun pe marketul de aici, știi? Și până la urmă cred că combinația este foarte bună, cel puțin pentru piața românească, bineînțeles că ar fi mai dificil să încerci să difuzezi așa ceva acolo, dar în orice caz ce vreau să spun e că avem idei, avem un stil deja, știm exact ce ar trebui să facem dacă vrem să mai facem un album din punct de vedere tehnic, adică e foarte simplu. Dacă o să mai fie ceva, o să vedem. Odată m-am ucis, am tras cu pașnia mea și-am lovit-o. Pe urmă o zi și o noapte întreagă am tot plâns-o și-am I'm
a fost îngropată. Nu știu de ce, într-o zi a murit, și în altă zi a fost îngropată. De mult nu mai trag, sare flăcări din mare. Hei, 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 soare la pune, soare la pune, după niște măguri, niște măguri, și răsare flăcări din mare. Hei, 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 soare la pune, soare la pune, după niște măguri, niște măguri, și răsare flăcări din mare. Din câte am văzut, toți apropiații și toți cei care ne-au cunoscut s-au bucurat că am reușit într-un fel, cu o mare distanță între noi doi, să punem pe suport piesele și ideile pe care le-am avut. Ce văd eu este foarte multă simpatie din partea tuturor. Bine, pentru mine e o continuă surpriză, nu mă așteptam. Nu mă așteptam chiar la atât de mult, sigur că mă așteptam la atitudinea asta, dar este copleșitor, pentru că toată lumea este foarte... deci încearcă să ne sprijine, să ne ajute, sigur că da, și admirativi, le place materialul. E ceva ce, încă o dată, nu mi-aș fi închipuit că pot să mai văd. Cerușă și câinii mă mușcă de picior. Ciocli stau ascunși după ușă, așteptând să mor. Cred că visez în fiecare zi sunt semne. Bracii sfârșitul îl prezic. Salt din bani și se întrec în tumbe pentru-n bajul mizerii. Ce pot să zic? Nu, nu-i sfârșitul lumii, nu-i vreun armageddon. E doar o zi obișnuită în Babilon. Nu, nu-i sfârșitul lumii, nu m-a ajutat să mă ridic. E doar o zi obișnuită, nu e nimic. Zonii din alte sate, grindina că i-a lovit. Nori de broaște și de lăcuste, câmpurii l-au năpădit. Dar nu e nimic, nu e vreun iad țărânghită, n-aruncă Zeus cu fulgerul său. Nu e vreo hidră rănită, dar de ce sună numai ceasul rău? Nu-i sfârșitul lumii, nu-i vreun armageddon. E doar o zi obișnuită în Babilon. Nu, nu-i sfârșitul lumii, nu m-a ajutat să mă ridic. E doar o zi obișnuită, nu e nimic. Oricui mare dregător, la palat mai mulțe viclele, chefuiesc în curvele lor. Și o echipă filmează pentru televizor. Nu e vreun iad țărânghită, n-aruncă Zeus cu fulgerul său. Nu e vreo hidră rănită, dar de ce sună numai ceasul rău? Nu, nu-i sfârșitul lumii,
spui vreun Armagedon. E doar o zi obișnuită în Babilon. Nu, nu-i sfârșitul lumii, nu m-a ajutat să mă ridic. E doar o zi obișnuită, e doar o zi obișnuită, e doar o zi obișnuită, nu-i